Salutare și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi eu o să filmăm primul videoclip din așa numită serie Calculatoare de buget. Vreau să vă ajut să vă faceți să vă construiți calculatoare de buget în caz că nu doriți să le cumpărați de pe Emax sau alte site-uri. Vreau să le facem pe componente, să le asamblăm. Așa că uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și de share. Eu sunt Steven și vă sunteți pe canalul meu, iar astăzi o să facem un calculator de buget. Vă cum puteți vedea, am făcut aici un calculator pentru cineva, dar îl voi goli, voi 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 goli coșul. Golește coșul. Așa, iar astăzi o să facem între trei bugete. Să vedem ce ne pică aici. 3500, 4000 sau 2500. 2500 de ron. Da, haide că merge. Hai să alegem pe acesta și vedem imediat cum va fi acest calculator. Bun. Am aici o listă în stânga pentru acest preț, buget și vom lua vom merge pe Ryzen ca preț pentru că este unul foarte bun. Având în vedere că vrem să facem un calculator până în 3000 de lei, adică între 2500 și 3000. Astăzi vom merge pe AMD Ryzen 5 4500. Haideți să vedem dacă este bun. L-am scris aici pe lista din dreapta. Da? Haideți să vedem. Uitați, în 400 de lei și are frecvență 3600 MHz. Este foarte bun. Având în vedere că facem calculatorul cu o placă de bază, cu, pardon, cu procesor de la Ryzen, trebuie să luăm și un, o placă de bază cu socket AM4. Socketul AM4 este cea care este compatibilă cu Ryzen. Mai departe, nu știu exact, nu sunt foarte informat, dar v-am spus să vă ajut. Bun. Mi-a făcut o listă cu, virgulă componente între 300 și 1000 de lei și de acolo mi le aleg eu în funcție de bugetul pe care l-am făcut. Nu este în stoc, ok, îți recomandăm și b mm -hmm. cam scumpuța asta. Mă Am 4, perfect, asta e bun. Așa, adăugăm coș. Acum vom lua un uh, Patriot Viper pentru memoria RAM. Am mai aici scris. Bineînțeles că m-am interesat de fiecare componentă în partea de videoclipului. Așa. Dual channel, dar nu mai sunt în stoc. Ok. Și vom lua, trebuie de drept 4, de 16 giga, de 32. Pentru 16 GB RAM sunt enough, părerea mea, așa că îi vom lua pe ăștia. Așa, și acum vom avea nevoie de o placă video. Eu am ales aici, din uh, seria GTX, pentru că un RTX ar fi prea scump și crește prețul degeaba având în vedere că avem un buget de 2500 de ron, până acum avem 1020 de ron. Bun, nici placă video, băi frate, m-am Atunci nu mai luăm gigabyte. Gigabyte, mă rog. Luăm GTX video de la Biostar. Perfect, asta. 1260. Da, este bună aceasta. Atenție pe acest site pe sigaraj, nu suntem absolut nicio sponsorizare, doar vreau să vă ajut pe acest site-uri de încredere să le puteți face. Aveți opțiunea la livrare să vă vină calculatorul deja, uh, deja asamblat, depinde cum vreți voi. Aici e fix uh, după părerea dumneavoastră și cum uh, doriți. Mai departe, deci am, avem, uh, am asta, ok. Avem placă de bază, avem procesor, avem placă video, avem memoria RAM. Ce avem noi mai departe nevoie este felul următor. Un SSD, memoria în care să stocăm uh, aplicate și jocuri și o sursă ca să putem alimenta calculatorul, să pornească, să-l rulăm, să ne jucăm. Acum, ca SSD am ales un Kingston de parcă de 100 de deși cam puțin. Având în vedere că e gaming și te să mai stocați și poze și chestii în el, un tera ar fi ok, zic eu. Deci luăm de 500 giga, sau putem lua 2 de 500 de giga, depinde cum vreți, depinde și cât spațiu are pe placa de bază, dar ca să fim noi siguri, o să luăm unul de 8, 1000 de giga, pardon, 8000 de giga. Un tera, adică, o luăm pe acesta. Carcasa ne trebuie o carcasă care să aibă destule ventilatoare ca să poată răcina untru să avem o temperatură jucă de cât se poate de joasă. Eu, din păcate, când mi-am cumpărat componentele la calculator, mi-am cumpărat carcasa pentru că am văzut o care are foarte multe leduri, dar, din păcate, nu are ventilatoare și nici loc pentru ventilatoare așa multe. Așa că, pe viitor, când o să-mi schimb PC-ul, o să fac și un videoclip când îl configurez pe, pe site, că tot pe acea site l-am configurat și eu și când îl comand și când vine cu asamblarea acestuia. Bun. Nu-mi place pentru că nu sunt ventilatoare. Componente, carcase. Avem 2500 de lei, chiar puțin peste. 2588. Mm -hmm. Ok, haideți că până în 2007 să-l facem oricum. Dacă avem 2500, mai putem face rost de încă 200 să putem lua carcasa de destul de decentă. Și o vom lua pe cea mai ieftină de ei, dar să fie și decentă. Ia să vedem noi, pam, 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 punem și preț până în 269 de lei, ia să vedem, 299, 299. punem aici uh, preț crescător, cea mai mică, cea mai ieftină, dar nu e cine știe ce, o vom lua pe aceasta. Da, pare să că ce mai ok din toate aici. Și avem nici mai mult, nici mai puțin de... Dar fapt avem sursa. Nu este bine. O să schimbăm pe acesta să spunem de ce gb giga. Componente SSD Kingston V3 de 1 tera, nu. 250 de giga mai prea puțin. Punem aici un componente. NV3. 500 GB. Să cât avem acum în coș. 2006. Perfect. Și acum ne mai trebuie o sursă. Și sursa o avem aici pe liste, Dar nu văd eu de microfon. Așa. Sper să piee stoc aceasta pentru a cadra în prețul selectat de aici de la WillSpin. Asta. Nu avem perfect ce să mai. Nu ca să mă sur să mai. Oh, Ne ducem cam mult 80 plus bronz și de watts. Aceasta este perfectă. Repet, nu mă ați pe mine, dacă eu vă fac doar așa o idee, nu trebuie să luați fix aceeași configurație, poate unele nu merge cu alta, că adică, sau unul nu e în stoc, sau unul așa, deși, din ce știu aici, să ar fi compatibile toate. Repet, întâi consultați cu cine trebuie, cu părinții, dacă sunteți sub 18 ani și după aia, dacă aveți peste, Vă consultați cu orcul dumneavoastră care aveți cunoștințe, ori cu alții care au. Eu aici am transmis configurația mai departe și ar fi una decentă, chiar compatibilă. Și să ne asigurăm încă o dată că avem totul. Avem așa, avem placă de bază, avem procesor, avem sursă, avem placă video, SSD, RAM, cam tot. Prețul total, cu tot cu reduceri, 2.900 de lei. Și cam acesta este și videoclipul. Să uh, avem undeva la 11-11 minute de filmare. Este foarte bine. Nu uitați, dați cât, cât mai multe like-uri, cât mai multe share să creștem comunitatea împreună. Eu am fost Ivan, voi ați fost pe canalul meu și vă, promit din ce în ce mai multe live-uri și cu un server de 5 în care o să fim atenție. Chestor general, șef poiții române. Așa că ne vedem data viitoare. Până atunci să rămâneți sănătoși. Pa, pa!